In lumea artiștilor circulă o întrebare foarte interesantă. E mai bine să faci ceea ce într-adevăr îți place ție, pe care îl simți ca într-adevăr o creație de-a ta, dar cu risc să nu fie apreciată din partea nimănui, sau să faci ceva care nu prea îți place, dar pe care știi că mulți va mulțumi publicul și te va aduce o groază de aprecieri. Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune omul care aduce performanță. Și dată fiindcă de multe ori performanța trebuie să fie evaluată din partea unui public, de asta vorbim astăzi. Ziceam, întrebarea dacă trebuie să faci ceva foarte personal, dar cu riscul să nu fie apreciat din partea nimănui, sau să faci ceva care nu prea îl simți, dar pe care știi că va mulțumi publicul, este o întrebare foarte, foarte dificilă. E clar că de un punct de vedere al marketingului, problema nu se pune. Eu trebuie să fac o cercetare di piazza, să vede ce vrea publicul și să scriu exact ce vrea e. Pe de altă parte, mulți consideră această atitudine, cel mai puțin în domeniul artei, ca un fel de prostituție intelectuală, adică la un moment dat eu sunt un artist și dacă lumea nu apreciază, este problema lor. Nu există un răspuns care sta evident la aprecierea fiecărui și evident este tentația de a mulțumi partea mai vulgară, mai groasă a publicului. E clar că dacă faci lucruri de nivel foarte jos, foarte scăzut, o să ai mai mulți oameni care te vor aprecia. Nu știu dacă este posibil un compromis, dar eu observ că, de exemplu, chiar niște vedete de super top, eu, de exemplu, vorbesc de un artist pe care toată lumea îl cunoaște și care a murit recent, cum este Ennio Morricone. Cred că toți ne-am bucurat de melodiile lui minunate și pe care îl face să fie considerat unul dintre cei mai buni muzicieni pentru muzica de film. Ei bine, când a vorbit la un interviu, el nu era deloc mulțumit de aceste creații de-a lui. El spunea că asta le facea doar pentru bani, pentru că știa că era meseria lui. Și apoi a arătat niște compoziții pe care el le simțea într-adevăr ca creații personale. Și, cum să spun, niște chestii, știți, moderne, foarte încurcate, imposibil de ascultat, dar pe care el le considera într-adevăr exprimarea lui. Evident că dacă ar fi scris doar acel gen de compoziții, nimeni ar fi auzit de el în afară de un cerc foarte restrins. Și, într-adevăr, asta se întâmplă. Dacă sunt niște muzicieni contemporani de care nimeni a auzit, foarte apreciați într-un cercul lor foarte, foarte mic de intelectuali, dar pe care nimeni li știe. Tot vorbind de muzică, e clar că cine cânta Beethoven merge cu Dacia, cine cânta Manele umbla în Ferrari, sti imperfecte. Cine scrie film artistice nimeni știe, cine face filme comedie are imediat succes. Eu nu știu exact tocmai dacă este un răspuns în care simt oarecum implicat și eu când mă pun în ipostaza de artista. Eu, data fiindcă din fericire nu depind de muzica pentru a trăi, eu cânt piesele mele de muzica clasică, știu că am un cerc foarte mic de oameni care mă apreciază, nu am nicio ambiție să devin famos sau cunoscut, e plăcerea pur personală, deci sunt un amator pur. Dar îmi dau seama că cine trebuie să trăiască din muzica este impermanent în conflict cu conștiința lui. Adică fac ceea ce într-adevăr îmi place, dar care nu mi va aduce nici un ban, nici un rezultat din punct de vedere al celebrității, sau cedez la niște compromisuri și fac niște chestii pe care știu că vor fi apreciate. E o întrebare dificilă care, într-adevăr, cred că se, cum se spune, ar trebui să fie pusă și din parte
cei care nu sunt artiști, adică un om politic e foarte ușor poate să spună niște aberații și niște banalitații și de fapt asta se întâmplă, știind perfect că va fi apreciat din partea publicului, chiar dacă nu au niciun sens practic, economic sau politic. Pe de altă parte, un om politic care a spune ceea ce este într-adevăr necesar, ceea ce este adevărat, probabil nu va fi ales niciodată. Deci, ideea care este, nu am o concluzia astăzi, era numai o fragmentare de-a mea, dacă este mai important exprimarea, unicitatea proprie și să faci pe, cum se spune, geniu neînțeles, sau mai bine cobori la niște compromisuri și să faci lumea mai mulțumită, adică să spui ce vrea să audă, chiar dacă nu este cea pe care crezi. Oarecum, dacă ne gândim, este o alegere pe care facem zilnic. La un moment dat, cine dintre noi spune mereul adevărul? Nu doar pentru un interes personal, dar și pentru a nu jigni, pentru a nu ofensa. Dice, mai bine spunem o mică minciună să facem mulțumiți oameni. Deci, cum să spun, fiecare la alegerea lui. O zi bună în continuare!